Se apropie sărbătorile, așa că mai este foarte puțin timp până când sarmalele aburinde vor face deliciul meselor pline cu bunătăți. Gospodinele spun că un rol important pentru ca acestea să iasă gustoase și aromate îl are varza murată. Așa că în această perioadă, producătorii locali vin în întâmpinarea lor cu varză proaspătă bună de pus în butoi. Producătorii locali din județul Hunedoara se mândresc cu varză de murat de cea mai bună calitate pe care o vând în piețe. Astfel vin în întâmpinarea clienților care își doresc sarmale delicioase de sărbători și nu numai. În această perioadă, varza pentru murat sau cea gata murată este pe lista scurtă a pregătirilor. Gospodinele știu că nu a mai rămas foarte mult timp până la sărbători, iar sarmalele nu au cum să lipsească de pe mese. Mai ales că sunt apreciate de toți mesenii, indiferent dacă este sărbătoare sau nu. O familie de producători locali din Sânduhalm consideră că poate ingredientul cel mai important pentru sarmale este varza. Așa că vin în întâmpinarea clienților la piață cu varză proaspătă și perfectă pentru murat, pe care o aduc direct de pe câmp. Ia uite ce foie asta. O varză de toamnă bună are aceste 1, 2, 3, 4, 5 nervuri speciale pentru murat, Cealaltă, în față, deosebire de cealaltă de primăvară-vară, care are 7-8 nervuri. Se și cunoaște și frunza, în general. Producătorii locali împărtășesc și rețeta pentru o varză murată, delicioasă și fără conservanți. Dacă doriți vară și o varză, varză exact ca și la mama. Ia uite-te aici. Varză murată, tradițional, minunată. O suflăm de 2-3 ori. Depinde acum la ce temperatură o ținem. Dacă o ținem oarecum mai cald, mai temperaturi optime, putem ieși cu ea în maxim într-o lună de zile. Sau dacă ține oarecum mai rece, într-o lună jumate, două luni. Depinde de temperatura halei sau unde o păstrăm. Da, și în rest ce să vă pot spune, nu folosim conservanți absolut deloc, Fermierii se mândresc și cu culturile de ridic și salată crescute aici pe pământurile lor. Ei spun că își doresc să aducă de fiecare dată pe tarabele din piață produse proaspete și aromate. Ne dau și câteva sfaturi pentru a recunoaște produsele de calitate. În primul rând, necesită apă. Lipsa de apă aduce și la iuțeală și să devină seci, spongioase, adică nu mai sunt goale pe dinăuntru. Dar pe unele ridic, dacă strângem în ghilimele, efectiv pușcă în mână, cred. Cel mai corect ar fi să tai o ridică. Cine muncește, produce cu adevărat, chiar poate să tai o ridică. Vrem să tăiem salată proaspătă, să ducem la piață pentru clienți de cultură de toamnă. Cu cât o vindeți în piață? Depinde de mărime, de la 2,50 până la 4 lei. Hai să mai tăiem una, că avem o comandă. Bun, hai să mergem la Deva, hai să mergem la piață. Drumul până la piață nu este lung, iar producătorii locali spun că atunci când muncești, nu ai cum să nu te gândești și la cei nevoiași, așa că sunt de acord să mai lase din preț. Le valorificăm în piață, la clienți. Sunt proaspete, marfa noastră, noi producem, noi vindem. Pentru toate categoriile. Pentru pensionari care au veniturile mai mici. Mai puneți varză acasă, o mai murați? Nu pun. Și așa sunt singur, nu pun. Dar dacă găsiți varză murată, cumpărați? Bineînțeles că da. Am cumpărat varză ieri. Și ce faceți cu ea? O puneți la murat? Am și pus-o. Am pus-o, da. Cum se pare prețul? 2,50 lei kilogramul? Destul de acceptabil, normal. Așa cum e
tot cu 2,50 am luat și eu ieri. Aveți încredere în cei care spun că sunt producători locali, că aduc marfa direct de pe câmp sau aveți dubii? Se cunoaște care e angro și care e particular. După ce o cunoașteți, varza asta, ce părere aveți? Varza la doamna e particular, 100.000. Cum vă dați seama? Ba, se vede că, uitați-vă, și după ce are puții aici. Vă dați seama, e varză, e tot din grădina asta. Nu avem unde să punem, nu avem spațiu. Sarmale de varză, cum faceți? Le venim aici la piață și găsim. Cumpărați varza de aici murată? Varza murată, gata. Cum mi se pare prețul 2,50 lei la varza de murat? Pare ok. Mi se pare ok prețul. Aveți încredere că cei care spun că sunt producători locali chiar aduc marfa de pe câmpurile lor sau aveți dubii? Am dubii. De ce? Sunt anume care îi cunoaștem și care sunt producători și cumpărăm de la ei. Producătorii locali de legume spun că se bucură că oamenii sunt mulțumiți de produsele lor și îi caută în piețe, cu atât mai mult cu cât își doresc să le ofere produse de calitate și sănătoase. Iar pentru ca acest lucru să fie posibil, este multă trudă, dar și satisfacțiile sunt pe măsură când văd că munca le este apreciată.